se păreau pe mine liniștită, ca mine. Nu mă trau eu copii atâta. Liniștit. Și fată gospodar. Adică, cu căruțul, colo, 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 așa. Așteptați-o așa ce... Nu, nu. Nu, niciun cap, poate ești altcineva, dar el. Ancheta a fost preluată de serviciul Omorul. Criminaliștii au ridicat arma crimei, dar și mai multe probe din apartamentul celor doi bătrâni din acest bloc. Trupul femeii a fost preluat de către cei de la medicină legală pentru a-i se face autopsia. De asemenea, bărbatul a dat explicații pentru gestul lui în fața unui procuror. Bătrânul riscă acum să-și petreacă restul vieții în spatele gratiilor. Româncă și iubitul ei au îngrozit Marea Britanie. Cei doi au fost găsiți de uciderea unui bărbat irlandez cu ajutorul celui mai periculos drog, cunoscut și ca respirația diavolului. Autoritățile spun că este prima crimă cu acest mod de operare înregistrat în Marea Britanie. Oh. Yeah.